6. Chatman este numărul 0. Și Petrache, Sasha Ocokolić în imagine, antrenorul Stelei. De partea cealaltă, Tudor Costescu este cel care o pregătește pe Dinamo. Așadar, Chatman, Spencer, Petrache, Delaș, Djuric. Dinamo cu Kemp, numărul 1, Deloach, numărul 2, Marco Badiu, numărul 5, Usi Baro, numărul 7 și capitanul Justin Baker, numărul 32. Un prim atac pe care îl are Dinamo Știința, echipă formată anul trecut, în vară, noul concept de basket al clubului Dinamo. Și iată, prima acțiune e finalizată cu slam dunk de puternicul Usi Baro, un jucător revenit în campionatul românesc după două experiențe la Mureș și la Cluj. Chatman. Victor Petrache, Delaș. Delaș pentru Spencer. Scoate înapoi. 4 secunde de atac, Delaș din 45 de grade aruncă, ratează și este un fault fluierat împotriva lui Justin Baker, numărul 32, americanul venit din Cipru, a jucat la Apoel Nicosia în sezonul precedent. Repune Chatman. Lipsește Radu Vârnă, cel mai important jucător tânăr român pe care l-are Steaua. Radu Vârnă a luat fault descalificator meciul trecut, meci câștigat de Steaua la Voluntari și este suspendat pentru această partidă. O pierdere foarte mare pentru Steaua, care a fost nevoită să își aducă un jucător de doar 16 ani pe care îl are acum pe bancă, Robin Mandisodza. Prima greșeală personală, Ante Delaș. Nu e plină sala la această partidă, sigur și ora are semnătatea ei. Abatere de pași la Baker. ...14,5 puncte pe meci și 6 recuperări, cifre foarte bune pentru Justin Baker. Cele două echipe s-au întâlnit și în prima fază a campionatului, au jucat în divizia de elită, apoi au retrogradat ultimele două poziții și încearcă să revină în eșalonul de elită. Djuric, sub panou, două puncte! Jarko Djuric, cel mai bun aruncător de la distanță al Stelei. Kemp, Baker, sub panou, scapă mingea Baro. Și este turnover al lui Dinamo. Petrache. Spencer. Pasa lui Spencer pentru Petrache. Excelent coborât Petrache. Două puncte pentru jucătorul născut pe 13 martie 1997. Jucător care a început basketul la Steaua, Baro ratează, nu se fluieră nimic la această fază, s-a apărat corect Spencer, Chatman pentru Djuric, faultat Djuric. Ciprian Stoica, Alexandra Stan și Costin Bogdănescu, arbitrii acestei partide. Petrache. Chatman. Chatman aruncă, ratează, încearcă tipinul Spencer, dar nu reușește să bage mingea în coș. Deloach.
un contraatac al Dinamo Vișilor, capac extraordinar pe care le-a de Loach de la Spencer. A coborât perfect Spencer și i-a luat mingea, care l-a lovit apoi în cap pe Usi Baro și a ieșit în afara terenului. Deloach așteaptă Baro o pasă, Deloach îl preferă pe Marcu Badiu, pătrunde Badiu. Baro, capac extraordinar al lui Jarko Djuric. A venit splendid Djuric, a reușit să-i scoată mingea jucătorului african din mână. Două capace pe care le-au luat jucătorii dinamoviști în aceste 3 minute și jumătate. Rămâne 6-2 pentru Steaua. Trage Baker, ratează, recuperează Spencer. Spencer are 8,6 media recuperărilor în acest sezon. Djuric. Mandache, faultat veteranul Stelei de Marcu Badiu. 13 ani diferență între cei doi jucători, între Mandache și Badiu. Repune Chatman. Petrache. Spencer. Chatman. 4 secunde de atac, trage Chatman. Coș de 3. Coș de 3 marcat de americanul venit din G League, a jucat pentru Sioux Falls în sezonul acesta până în februarie. Baro. Faultat jos Baro. Greșeală personală a lui Spencer. Prima greșeală personală Spencer. Trei faulturi de fiecare și vine al patrulea acum comis de Djuric pe aruncare. Baker are două libere. Steaua intră în penalizare. Lucic venise la schimbare, s-a opus așa o Țocolici, îl păstrează în teren pe Djuric. Ratează Baker. Dinamo are 70% la linia de libere. Baker cu 2% mai mult. Un punct. 9-3. Chatman, coș. 5 puncte marcate de Chatman și cere timeout Tudor Costescu. Steaua conduce 11-3. Pentru Steaua, victoria este obligatorie, dar ea, dacă ea se produce la un punct, două sau trei, atunci Steaua nu se califică mai departe. Merg mai departe Dinamo și Voluntari. Aceea situație în cazul în care Dinamo câștigă partida.
Baro. Deloge. Deloge este principalul marcator al Dinamo Viștilor. Badiu. Baker. Badiu. Pătrunde, aruncă, este căpăcit de Spencer. Fault fluturat împotriva lui Spencer, care comite a doua greșeală personală. Intră Lucic. Două libere pentru Baro. Senegalezul are aproape 9 recuperări pe meci. E adevărat, a jucat în a doua parte a sezonului. În decembrie a semnat cu Dinamo. Are un titlu câștigat cu Banca Transilvania în 2017. A jucat și la Pitești, a jucat și la Mureș, spuneam. A jucat mai mult în România decât în altă parte. Mai puțin de 5 minute din primul sfert, 11-5. Chatman. Petrache. Pătrunde Petrache. Scapă mingea Lucic. I-a bătut soarele în ochi. Asta a acuzat. Este o zonă acolo în jumătatea dinamovistă în care e soare. Aruncă Badiu, in and out, recuperează Mandache. Aduce mingea Mandache, omul care la Eurobasket 2017 a reușit o triple-double de senzație. Din acest moment și Dinamo este în penalizare. Repune Chatman. Lucic. Lucic cu Baro lângă el. Lucic. Imprecisă aruncarea de Loach. Dă drumul la minge. Kemp. Kemp. Capac. Lucic. Coș valabil. Goaltending la Lucic. Două puncte pentru Dinamo, care strânge scorul 11-7. Chatman. Petrache. Petrache și Badiu, cei doi jucători români sub 23 de ani, în duel direct, faultează dinamovistul și sunt două libere pentru Petrache. Înlocuit de Loach cu Modesta Scumpis. Petrache la cel mai important meci al carierei, cu siguranță. Două puncte pentru Petrache. Baker. Primește Baro. Baro și Lucic. Baro aruncă și marchează. 14 puncte în medie pe partidă. O intercepție și coș extraordinar al lui Kumpis. Sare uluitor acest lituanian. Are o detentă remarcabilă, probabil cea mai mare din Liga Națională. N-am văzut un jucător de talia lui capabil să sară cu o astfel de ușurință în acest sezon. Coș de 3 puncte marcat de Chatman. Steaua răspunde cu o triplă. Mai puțin de 3 minute din acest prim sfert. Kumpis.
Baker, Kemp, aruncă de 3 puncte, Kemp și scutură plasa, 2 puncte doar, a călcat linia, e coș de 2 puncte, 16 la 13 scorul. Lucic, intercepția lui Baro și slam dunk, Usi Baro are o intercepție pe partidă, jucătorul african, e rândul lui Sasha Ocokolić să ceară timeout. După această intercepție reușită de Usi Baro, a patra întâlnire între cele două rivale, rivale prin palmares, acum rivale pentru că urmează play-off-ul, dar departe de valoarea duelului care a fost țarea și piperul basketului românesc decenii de-a rândul. Spuneam, al patrulea meci, primele două câștigate de Steaua, 81-66 în noiembrie și 77-70 în Dinamo pe 13 ianuarie. Dinamo Știința a învins pe 2 martie, 73-67, acum al patrulea meci. Șapte puncte, Chatman este principalul marcator al gazdelor. 8 puncte, Baro, scorerul meciului. Extraordinar acest slam dunk, peste Petrache. Kumpis, parcă a pus piciorul pe trambulină, așa de ușor s-a desprins. Chatman, vine Mandache și primește. Blocajul lui Lucic, Mandache... 6 secunde, Lucic, apărat de Kumpis, trage Mandache, airball! Marcu Badiu și Baro finalizează! Dinamo conduce 17-16, Usi Baro 10 puncte! Petrache, Mandache, Djuric! 2 puncte Djuric, Lucic încă nu a înscris, nu a aruncat. Mandache de 3, coș de 3, buzzer beater, Andrei Mandache. El readuce echipa roșie-albastră la conducere, 19-17. Kemp, Kumpis, Baro, scoate Baro pentru... aruncarea de 3 puncte a lui Marcu Badiu, ratată. Chatman, Mandache, stop shoot de 3. Djuric recuperează ofensiv, fentă și 2 puncte pentru Jarko Djuric. Campion al Slovaciei în sezonul precedent cu Levice Patrioti. 21-17. Baro, Badiu, Badiu, 2 puncte! Ce bine s-a descurcat puștul! Marcu Badiu, născut în noiembrie 2000. Djuric, Djuric! Nu intră mingea, ar fi fost end one, așa sunt două libere pentru Jarko Djuric. Iese Badiu, intră Daniel Ioniță, fost junior al Stelei în sezonul precedent la Știința București, acum la Dinamo Știința. Dinamo mai are un fost jucător al Stelei în lot, Andrei Kalenic. Înscrie pe amândouă Djuric, 23-19, Kumpis. Modestas Kumpis, are aproape 11 puncte pe meci. Basketbalistul născut în Klaipeda.
Un piscoș. A reușit să găsească aruncarea bună Modesta Scumpis și să înscrie al doilea coș marcat de Scumpis. Aruncare în ultima secundă a lui Kemp. 23-21 în favoarea gazdelor după primele 10 minute. Meci pasionant, pauză și ne întoarcem. Două puncte în plus pentru Steaua în primul sfert. Chatman 10 puncte și Usi Baro de asemenea 10 puncte. Diferența de 4 puncte este cea mai complicată în acest meci. Dacă meciul se termină la 4 puncte pentru Steaua, se ia în discuție coșaverajul general între Steaua și Voluntari. Iată-l pe Cătălin Burlacu în imagine. El și actualul secund al lui Dinamo, Paul Helcioiu, au fost coechipieri la ASE Soft în 2005, atunci când ploieștenii au câștigat unicul trofeu european al basketului românesc, FIBA Europe Cup. Începe sfertul al doilea. Prima posesie este pentru Steaua. Chatman, Lucic, Djuric, Mandache și Petrache. Aceeași formulă. Kemp, Diaconescu, Ioniță, Baker și Scumpis pentru Dinamo Știința. Pătrunde și finalizează splendid Austin Chatman. Chatman a jucat la Mornar Bar acum 3 sezoane, acum 2 sezoane. Sezonul precedent în Elveția, la Lucerna. Scumpis. Trage Scumpis de la mare distanță. Recuperează foarte bine Ioniță. E un nou atac de 14 secunde pentru Albroșii. Scumpis. Nici acum nu reușește să înscrie. Chatman păstrează posesia eroic acolo. Iată și pe Horia Păun, președintele Federației Române de Basket. Mandache. Chatman. Mandache. Scumpis îi atinge mingea, reușește capacul foarte periculos să arunci de lângă lituanian. Baker. Kemp. Baker așteaptă să primească. Scumpis. Ioniță. Scumpis. Oprit neregulamentar faultul lui Lucic. Cere Tudor Costescu greșeala antisportivă. Faultul îl ia Mandache. O liberă ratată în primul sfert din cele 8 aruncate. Liberă pe care o ratează Dinamo. Niciun coș de 3 dinamoviști. 3 din 6 pentru Steaua din spatele semicercului în primele 10 minute. Scumpis are un procentaj modest la libere, 52%,
greu de imaginat pentru lituanieni, care sunt shooteri în marea lor majoritate. Mandache. Petrache. Faultat jos de Ioniță pe depășire. Schimbare la Dinamo. Iese Kemp, intră de Loach. Chapman. Aruncă Giurici de 3. Ratează, recuperează Kumpis. De Loach. Stop shoot de 3 de Loach. Mingea e recuperată ofensiv și băgată în coș de Daniel Ioniță. Daniel Ioniță împlinește mâine 20 de ani, născut pe 5 aprilie 99. Mandache din spatele semicercului. Coș de 3, Mandache. 28-24. Încearcă să răspundă Baker, nu reușește. Giurici recuperează. Chapman. Mandache din 0 grade, perfect. Andrei Mandache. 30-24. E diferența care, dacă se păstrează până la final, le asigură ambelor echipe play-off-ul, cu Dinamo pe prima poziție și cu Steaua pe locul secund. Spuneam, se face un clasament în 3. Marchează Kumpis. Un clasament în 3 în cazul în care Steaua câștigă meciul. Steaua, Dinamo și Voluntari. Echipă care a investit foarte mult în acest sezon și care și-a făcut un lot foarte bun. Secundul de la Voluntari, Virgil Căruțașu, este prezent la meci. Fostul mare jucător al lui Dinamo. De Loach. De Loach. Coș. Michael De Loach. La prima reușită din acest meci, scorerul dinamoviștilor. Pregătit să revină pe teren Uzi Baro, alături de el Kalenic. 30-29, Steaua Dinamo. Ratează Chapman, faultat fiind pe aruncare. Două libere. Și schimbări în cele două formații. Lucic în locul lui Giurici. Ies Diaconescu și Baker, intră Baro și Kalenic, așteaptă și Delaș să revină pe teren. Marchează Chapman. 13 puncte, 3 recuperări pentru fundașul american. Rotează libera, prinde Baro. Iese Chapman, intră Delaș. Spuneam de Burlacu și de Helcioiu, cei doi componenți ai echipei ploieștene în FIBA Europe Cup. Și Ocokolić a fost atunci în lotul ploieștenilor, s-a accidentat în startul campaniei și nu a putut juca în acel Final Four de poveste, în care ASE Soft a învins-o pe Lokomotiv Rostov pe Don. Shoot!
Lucici. Lucici Calenic. Lucici, scurtă aruncarea. Luptă la recuperare Spencer și obține faultul de la Calenic. A treia greșeală a dinamoviștilor în acest sfert. Steaua are două faulturi de echipă. Mandache. Delaș. Ante Delaș, scorerul steriștilor, 13,5 puncte media lui. Spuneam cifre îmbunătățite pentru jucătorii celor două formații din momentul în care au intrat în grupa galbenă și au avut adversari net inferiori față de cei din primul eșalon. Știm deja că echipa din Sibiu e câștigătoarea sezonului și va avea avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului, pe poziția a doua, cu Banca Transilvania, pe 3 Oradea. Lucici aruncă Petrache, ratează tripla, prinde de Loci, a treia recuperare pentru jucătorul de 1,86 m de Loci, cu barul la blocaj, de Loci pasează în tribună. Mingea era departe de destinatar, de cumpis. Dacă Steaua câștigă la minim 11 puncte, o lasă pe Dinamo în afara play-off-ului și merge mai departe alături de CSO Voluntari. Toate aceste calcule le puteți găsi pe site-ul 24desecunde.ro. Sunt 7 variante și în funcție de rezultat știm echipele care merg mai departe. Baro, coș de 2 puncte. Usi Baro, foarte bun în careu. Usi Baro, 12 puncte, 2 recuperări pentru basketbalistul senegalez. Lucici, este egalitate. Petrache, 3 minute și jumătate până la pauza mare. Petrache, ce capac! Baro i-a băgat mingea în gât, așa cum spun basketbaliștii. Greșește acum Baro. Intercepția lui Petrache, care își poate lua revanșa. Petrache! Excelent! Petrache finalizează această acțiune. 6 puncte, 2 recuperări. Victor Petrache, de loc, ratează tripla. Un team rebound al steliștilor. Minge împinsă de Mandache pentru Spencer. Delaș îl trimite pe Petrache pe partea cealaltă. Delaș cu blocajul lui Spencer. Trage Delaș. Coș! Ante Delaș. Prima reușită pentru Delaș. Croatul a fost în sezonul precedent campion al Poloniei cu Anvil. Baro. Deloach. Nu primește Deloach. Îl preferă pe Kemp. Willy Kemp. Aruncă Andrei Kalenic și marchează tripla! Ce coș înscrie Andrei Kalenic! Scorul e 35-34 și este timp de odihnă. 2 minute 23 din prima repriză. 35-34. La diferență de un punct, Steaua este eliminată din cursa pentru play-off. CSO Voluntari e pe poziția secundă. Dacă Steaua câștigă la un punct, la 2 sau la 3, Dinamo intră în play-off de pe locul 7 și va juca, în cazul în care va termina pe 7, cu Banca Transilvania.
Peste două săptămâni la Cluj este Final Four-ul Cupei României. Un Final Four obținut de clujeni, organizarea obținută de clujeni pentru a celebra 100 de ani de UC Cluj-Napoca. Semifinalele și finala Cupei României și apoi All-Star Game-ul într-un nou format. Team Bobe și Team Cuti. Coș de 3 puncte marcat de Ante Delaș. Steaua se duce la 4. Kalenic, pasă greșită. Intercepție a seliștilor. Chapman aruncă Petrache și marchează! Petrache, omul surpriză al Stelei în acest meci, titularizat după ce Radu Vârnă a fost suspendat, o soluție de ultim moment găsită de antrenorul Sasha Oțoculici. Iată-l pe Petrache, jucând foarte bine și reușind să înscrie acum coș de 3, care o duce pe Steaua la plus 7. Steaua a câștigat meciul precedent la Voluntari, foarte importantă acea victorie, după ce pierduse în această sală cu echipa din Voluntari. Vârna a fost MVP-ul steliștilor, 16 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive, dar a luat fault descalificator. Lucic a înscris și el 14 puncte și a recuperat 4 mingi. Dinamo a câștigat la Mediaș, 91-79, double-double pentru Justin Baker, 30 de puncte, 10 recuperări. Kalenic, cam abatere de pași acolo. Aruncă de Loach. Este airball. Suntem pe 4 aprilie, ziua de naștere a lui Bruno Rojnavski, fostul jucător al Stelei. Împlinește 49 de ani și pentru că am amintit de zi de naștere acum două zile, a aniversat 66 de ani, poate cel mai mare jucător din istoria Stelei și probabil cel mai important jucător din basketul românesc, Costel Cernat. Omul care a reușit să înscrie într-o dublă manșă cu Maccabi Tel Aviv 99 de puncte în Cupa Campionilor. Este o performanță neegalată până acum și probabil nu va fi egalată niciodată. 63 de puncte la București, 36 de puncte la Tel Aviv pentru Costel. Într-o dublă manșă de poveste glorioasă pentru basketul românesc. Înscrie de la și revine Mandache în locul jucătorului croat. ...43-34, s-au distanțat steliștii la 9 puncte. La această diferență, cele două merg mai departe, Steaua de pe prima poziție, Dinamo de pe locul 2. S-a furat fault. Steaua are 3 greșeli de echipă, Dinamo e în penalizare. Deloach, Marco Badiu. Badiu apărat de Petrache,
Baker. Kemp. Baker de 3. Ratează. La recuperare Austin Chapman. Blocaj defensiv foarte bine făcut de jucătorii gazdă. Chapman. 13 puncte Chapman. Djuric. Fault la Usibaro. Greu de spus dacă a fost sau n-a fost. A părut că jucătorul din Auvist a atins mingea. Justin Baker a fost, nu Musibaro. Djuric ratează libera. Ratează și cea de-a doua liberă, dar e pe traiectorie, pe trache. Mingea a fost scoasă de sub inel de Baro. Aruncare de 3! Perfectă! Este coșul care închide această primă repriză. Mandache cu această triplă de senzație. O duce pe Steaua la 46-34. În acest moment, Steaua este mai departe, Dinamo rămâne în afara play-off-ului. Mai avem o repriză din acest derby. Ne întoarcem peste aproximativ un sfert de oră. Steaua Dinamo, 46-34. A început repriza a doua meciului dintre Steaua și Dinamo Știința. 46-34 este scorul înregistrat după primele 20 de minute. Un scor care e în avantajul echipei din Voluntari, pentru că la victorie Steaua cu minim 11 puncte, Voluntariul merge în play-off. Deloach, Kemp, Baker, Badiu și Baro pe teren pentru Dinamo Știința. Steaua cu Delaș, Mandache, Chapman, Lucic și Djuric. Baker. 4 secunde, Baker îi dă Mandache peste minge și obține posesia. Doar un punct pentru Justin Baker, spuneam, omul care are 14,5 media în acest sezon și vine după o partidă cu 30. Delaș. Lucic. Aruncare deschisă, transformată de Uroș Lucic. Primul coș al jucătorului sârb. Fratele lui joacă la Bayern în această seară de la 20. CSKA Baskonia, de la 22 Real Madrid Žalgiris. Meciuri din ultima etapă a sezonului în Euroligă. A ratat Dinamo. Mandache. Djuric. Chapman.
Lucic Supanou. Lucic. Airball. Baro. Și două puncte, frumoasă acțiunea lui Baro, finalizată de Baker. Baker, primul coș din acțiune în acest meci. Pasă decisivă, Usman Baro. A doua, are 12 puncte și 3 recuperări. Este 1-1 și posesie pentru Steaua. Delaș, Chatman, trage de 3 puncte, Chatman și scutură plasa. 16 puncte pentru Chatman, Steaua are avantaj clar la aruncările de la mare distanță. Dinamo la cele de Supanou, finalizează din nou Usman Baro, de neoprit în spațiul de 3 secunde. 14 puncte Baro. Chatman. Djuric. Delaș, Djuric. Mandache, aruncare deschisă, triplă pentru Mandache. A încheiat repriza cu un buzzer beater de 3 puncte. Acum înscrie din nou. 14 puncte pentru Mandache. Este scorerul meciului. Capitanul lui Dinamo finalizează 54-40. Dinamo a reușit surpriza în sferturile de final ale cupei, eliminând Timișoara și va juca în Final Four, în prima partidă, sau mă rog, în semifinală, cu Sibiul, în cealaltă Clujul și Oradea. Deci vor disputa un loc în ultimul act. Minge pierdută de Dinamo, minge pierdută de steliști. Intră Cumpis, iese de Loci, revine Spencer, Skylar Spencer, a jucat în Venezuela în sezonul precedent. Cumpis. Kemp. Kemp. Faultat de Mandache. Recunoaște imediat stelistul această greșeală. A doua pentru Steaua în acest sfert, al treilea. Duminică de la 19:30. Ultimul meci al acestei etape, partida dintre Cluj și Sibiu. Ratează neașteptat în primă fază Baro, apoi Cumpis și e minge câștigată de steliști. Vineri de la 21:30 pe Digi4 Olympiacos Darușafaca, duminică 19:30 tot Digi4, spuneam, CSU Sibiu cu Banca Transilvania. Derbiul Transilvaniei, meciul primelor două clasate, coș marcat de Baker, care și-a regăsit apetitul ofensiv în acest sfert, numărul 3. Chatman. Delaș. Delaș, minge interceptată de Dinamovic, Badiu pentru Kemp. Baker de 3, scurtă aruncarea, prinde Cumpis, fantastic, dar ratează. Neașteptată ratare, reușește să păstreze mingea pentru Baker, care închide faza cu un semi-cârlic perfect. 54-44.
A contribuit la această recuperare Usman Baro. Timeout-ul lui Sasha Ocokolić. Steaua s-a despărțit în ianuarie de Maleșević. A plecat și Cârstoveanu, astfel încât pentru a avea doi jucători sub 23 de ani, Steaua îl are pe bancă pe acest Robin Mandisodza, numărul 24. La Dinamo nu sunt probleme cu jucătorii U23. Ioniță e născut 99, Badiu e născut 2000. Kalenic e născut 98. Baro e cel mai eficient jucător de pe teren, are plus 18, Chatman are 17, Chatman are 16 puncte. E luptă mare pentru prima poziție la marcatori. Chatman 16, Mandache și Baro, câte 14. Chatman, Mandache, Spencer, Djuric și Delaș pe parchet pentru Steaua. Dinamo cu Badiu, Baro, Kemp, Baker și Kumpis. Mandache. Intercepția a lui Badiu. S-a apărat foarte bine tânărul jucător dinamovist. Acum capac. Capacul lui Delaș. Baker a cerut fault. Și a fost fault. A fost fault. Delaș a dat peste mână. Kumpis ratează tripla, Mandache dă drumul la minge, Chatman, layup și două puncte pe contraatac pentru Steaua. Steaua. 56-44. Kemp. Top shoot de 3, Kemp. Mandache cu o nouă recuperare. A treia. Are și prima pasă decisivă din acest meci. Ca pentru Chatman, care conduce mingea acum. Mandache. Djuric. Scurtă aruncare de 3 puncte, Marcu Badiu. Badiu nu găsește plasa. Acțiunea a fost bună, dar aruncarea a fost slabă. Mandache scapă mingea. Delaș intră pentru prima oară în acest meci Vlad Negoițescu. Iese Kemp, intră Deloge. Baro. Aproape să piardă posesia Justin Baker. Deloge. Top shoot Deloge. A apărat bine Djuric. Deloge a ratat. Mandache. Chatman. Trage Chatman și înscrie încă două puncte. 20 de puncte pentru Chatman. Kumpis. Baker, Baro. Baro, capac senzațional al lui Spencer. Badiu ușa și el capac de la Negoițescu. Dacă în faza
Badiu Negoițescu e clar avantajul jucătorului de la Steaua. Aici Spencer reușește un master block. Blochează Baker, prinde Spencer. Steaua la plus 14. Este scorul care o trimite în play-off pe CSO voluntari. Chatman, Juric, faultat de Badiu, jos. Prima greșeală a dinamoviștilor în aproape 8 minute din acest sfert. Este Badiu, intră Năsturescu. Și el, un jucător tânăr, are 19 ani. Și el fost la Steaua 2014-2016. Chatman. Chatman din fața lui Năsturescu, ratează Chatman, prinde Cumpis, faulta de Negoițescu. E la limită, la limita greșelii antisportive, era în spatele adversarului Negoițescu. E antisportiv, e antisportiv cât sala. Este antisportiv categoric. Nici o legătură cu mingea. I-a dat peste antebraț. N-avea nicio șansă să ajungă la minge. Este greșeala antisportivă categoric. Cumpis. Deloach. Cumpis aruncă de 3. Airball, recuperare și end one. Coșul înscris de Justin Baker vine cu fault. Aruncare suplimentară pentru Baker. Trei puncte de la Baker, 58-47. Delaș. Negoițescu. Mandache. Delaș. Pasă care îl surprinde pe Spencer. Negoițescu e atent. 4 secunde. Delaș cu panoul. Ratează. Recuperează dinamoviștii cu noroc. Deloach. Pătrunde de Loach, ratează și se fluieră fault la Juric. De revăzut această fază. E fault aici în primă fază la de Loach. Două libere pentru Justin Baker. Treisprezece puncte Baker. Paisprezece puncte. 58-49. Dinamo reintră în play-off la această diferență. Delaș, Mandache, Spencer. Duelul pivoților. Spencer, Baro. Atent, Baro. Cumpis. Deloach. Faultat de Negoițescu. Steaua este penalizare. Dinamo are un singur fault în acest sfert. Două libere. Deloach. Schimbat Negoițescu, revine Chatman.
Ratează de Loach. Doar două puncte are în acest match marcatorul numărul 1 al lui Dinamo. 18,4 media lui. Un punct. 58-50. Iese de Loach, intră Chiep. Ultimul minut al sfertului, al treilea. Un sfert în care Dinamo are 15-12, 16-12. Faultul lui Năsurescu, un fault pentru a opri acest atac. Prima greșeală personală a jucătorului dinamovist. Chapman. Lucic. Năsturescu. Sancționat cu fault. I-a dat peste minge. Încă o decizie ciudată, ca să nu-i spun altfel, a arbitrilor. Chapman de 3. Ratează, recuperează Kumpis. Kemp, foarte bună pasa lui Kemp. Baker, impecabil, finalizează Baker. Un contraatac încheiat perfect. Dinamo e la minus 6. Și în acest moment este prima în grupa galbenă. Se schimbă în fiecare minut, practic, situația. Lucic, Delaș, Mandache, încarcă, aruncă, ratează. A fost un brânci ușor dat de Baro, pivotului stelist. Se termină acest sfert, numărul 3, 58-52. Este scorul de la care plecăm în ultimele 10 minute, după o scurtă pauză. Scor care le duce pe amândouă rivalele în play-off și lasă în afara luptei pentru primele locuri în basketul românesc echipa din Voluntari. Se mai pot întâmpla multe în acest match. 14 puncte scrise de Mandache, 20 de Chatman sunt principalii realizatori ai Stelei de la Dinamo. Usi Baru are 14 puncte cu 4 recuperări. Baker a ajuns la 16 puncte cu 2 recuperări. E sfertul dominat de Justin Baker, cel care a readus-o în play-off pe Dinamo, condusă la un moment dat la diferență de 14 puncte, dacă nu mă înșel. Au rămas 6, ultimele 10 minute ale acestui duel. Baro, Kemp, Baker, Năsturescu și Kumpis pe parchet pentru Dinamo. Trage Baker, lungă aruncare de 3 puncte. Baro nu reușește să recupereze. Chapman, Delaș, Juric, Lucic și Spencer. Nu, Chapman, Mandache. Delaș, Lucic și Spencer pentru Steaua. Mandache joacă foarte mult. E practic singurul român pe care îl poate folosi cum trebuie. Deși Petrache a fost o variantă foarte bună a Stelei, nu este coș valabil, e abatere
de 24 de secunde. Steaua îl mai are la dispoziție și pe Negoițescu, dar el a fost folosit puțin în sfertul precedent. Fault Mandache. Ușor fluierat. Becker împins de Lucici, care ridică mâna. Faultul exact în fața băncii steliste. Ia să vedem. Da, categoric. Categoric împins. Jucătorul american al lui Dinamo, Justin Becker, a jucat în Finlanda și în Australia, în Cipru. Globetrotter, basketbalistul american. Becker. Paul din nou. Același duel, Becker-Lucic. A treia greșeală de echipă pentru Steaua, care e aproape să intre în penalizare în 63 de secunde. Trei faulturi. Intră Djuric, iese Lucic. Modesta Scumpis. Fault antisportiv. Aici ia mingea Mandache și Scumpis reacționează cum nu trebuie, oferind Stelei două libere și posesie. Dar dacă dai faultul ăsta antisportiv și nu-l vezi pe-a lui Negoițescu, ai o problemă. E clar fault antisportiv. Dar de 10 ori a fost mai clar cel făcut de Negoițescu. Paisprezece puncte, 5 recuperări Mandache. Mandache, cel mai bun jucător la intercepție de la Steaua. Discută arbitrii. S-au lămurit până la urmă. Două libere Mandache. Îi scrie Mandache. Delaș. Intercepția lui Năsturescu la Delaș. Năsturescu trebuie să fie atent, pentru că bine capacul și în faza următoare Djuric reușește capac extraordinar. Djuric, două capace reușite de Djuric, impecabil. Chatman se descurcă extraordinar. Chatman și finalizează. Austin Chatman
lasă lipit de parchet pe jucătorul Dinamo Vist din fața lui și reușește să bace mingea în coș. 10 puncte în plus pentru Steaua. Baro, Kemp, Năsturescu de 3, alături Mandache ia mingea. Delaș. Top shoot de 3, Delaș. Guzman Baro reușește să recupereze. Kumpis, Kemp, aruncare deschisă pe care o trimite peste inel direct în aut. Dinamo ratează cu seninătate. 4 puncte, Willy Kemp. ...62-52... diferență la care Steaua și Dinamo merg mai departe. La 10 puncte, Steaua e pe primul loc, acum la 12 puncte, Voluntariul merge în locul dinamoviștilor în play-off. La orice victorie obținută de Steaua, la minim 11 puncte, Steaua și Voluntari se califică. Kemp încearcă încă o dată de 3. Același rezultat, ratare, Mandache recuperează. 7 mingi prinse de Mandache. Are mai multe recuperări decât Spencer. Chapman. Chapman. Perfect, încă o dată Chapman. 66-52. Dinamo a avut un moment foarte bun la intercepția lui Năsturescu, căpăcit de Giurici. A venit Baker, care a fost de asemenea oprit, și imediat Steaua a reușit să construiască o diferență importantă de 14 puncte. Și 6 de puncte, 5 recuperări are Chapman, cel mai eficient jucător de pe parchet, cel mai bun marcator, omul numărul 1 al Stelei. Da, a început rău jocurile din grupa galbenă. A pierdut cu Dinamo, a pierdut cu Voluntari, dar e pe punctul de a întoarce situația și de a se califica mai departe, chiar de pe prima poziție a grupei galbene. 6 minute și 15 secunde. Fault ofensiv împotriva lui Baro. E turnover pentru Dinamo Știința. Delaș. Mandache. Delaș. Faultat de Năsturescu. A treia greșeală de echipă. Steaua a făcut 3 în primul minut. Apoi a urmat 5 minute în care n-a mai acumulat niciun fault. Au făcut dinamoviștii 3. Mandache. Delaș. 3 secunde. Delaș a căutat faultul. Nu l-a obținut. Prinde Baker. La 4-a recuperare de Loach. Aruncă de 3 puncte.
ratează. Faul Baro și avertisment pe care îl primește Deloach. Avertisment de greșeală tehnică. Încă un atac ratat al albroșilor. Mandache, faultat de Deloach. Da, e fault, clar. În ciuda reacției lui Deloach, Mandache a știut să obțină acest fault și aceste două libere. A treia greșeală personală pentru Deloach. L-a împins și a dat și peste mână. Hai, tati s-a auzit din tribună, evident. Tati a ascultat îndemnul și a marcat. Tati încă o dată, două puncte pentru Andrei Mandache, 18 în total cu 7 recuperări. Meci excelent reușit de veteranul Stelei până în acest moment. Năsturescu. Baro. Baro, Kemp, se apără foarte bine Steaua în acest sfert. Aruncă, ratează Kemp. Recuperează Steaua prin Chatman. Nu mai găsesc deloc soluții dinamoviștii să marcheze. Rămân la 52 de puncte marcate. N-au înscris deloc în acest sfert. 58-52 a fost scorul la intrarea în sfertul decisiv. Spencer prinde ofensiv și oferă echipei încă 14 secunde. Este 10-0 parțialul în favoarea Stelei. Scorul în acest sfert. Acum ninge pierdută de Steaua. Iese Năsturescu, intră Marcu Badiu, cel care joacă având 4 greșeli la limita eliminării. Paul Spencer, a patra pentru Steaua. Aruncă și marchează Justin Baker. 18 puncte Baker. Minge păstrată în posesie de Chapman. De la Spencer, coș. Primul coș al lui Spencer în acest meci. Primele două puncte ale pivotului titular al Stelei. Baro. Intercepție reușită. Nu. Deloach a profitat. Badiu a aruncat pe Spencer în afara zonei. Aruncă Deloach, ratează. Mandache eroic cu a 8-a recuperare. Intercepție Deloach. Deloach. Coș marcat de Deloach. Momente confuze pentru steliști. Dinamo ajunge la minus 14. Obiectivul imediat al echipei lui Tudor Costescu este să ajungă la minus 10. Scor la care Dinamo prinde in extremis play-off-ul. Sezon cu rezultate importante pentru Dinamo, dar și cu multe înfrângeri neașteptate. Calificarea în Final Four e o mare performanță pentru tânăra echipă pregătită de Tudor Costescu. Dar în grupa galbenă Dinamo a pierdut categoric
în deplasare la Voluntari și acum e în pericol să rateze obiectivul principal, calificarea în play-off. Dacă Steaua termină pe prima poziție în grupa galbenă, va juca împotriva Clujului, reeditarea finalei din 2017, o finală câștigată la București de UBanca Transilvania. 3-0 a fost atunci pentru albnegri. Chatman. Dache, Delaș, aruncare deschisă, 3 puncte! Arte Delaș! Baro! E intervenție tardivă a lui Spencer. Delaș. 2 minute și jumătate din acest meci. Spencer, piruetă, aruncare slabă a lui Spencer. Paul. Două libere pentru Deloach. Ratează Deloach. Ultimele 2 minute ale acestei confruntări. Chatman. Top shoot Chatman. Marcu Badiu recuperează. Deloach. Kemp. Faultat Kemp. Marchează Kemp prima liberă, 73-59. Va fi un final incandescent în sala Mihai Viteazu. Înscrie Kemp. Plus 13 Steaua. Chatman. Mandache pătrunde și marchează Andrei Mandache, 20 de puncte, 8 recuperări. Excelentă prestație. Steaua la plus 15. Dinamo are nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a reintra în cărțile calificării în play-off. Trebuie să ajungă la minus 10. La minus 10, la minus 9, la minus 8, la minus 7. Dinamo merge în play-off în urma Stelei. Steaua pe primul loc, Dinamo pe 2. La mai mult de 11 puncte, la 11 și la mai mult de 11,
Steaua câștigă grupa galbenă și pe locul 2 termină CSO Voluntari. Evident, în situația în care Voluntariul câștigă meciul din ultima etapă cu Galațiul. Deloach, coș. S-a descurcat foarte bine sub coș Michael Deloach. 7 puncte, doar 7 puncte, mai puțin de jumătate din media acestui sezon. Spencer plimbă mingea steliștii. Chapman. 70 de secunde din această partidă. Chapman cu Baker. Chapman trage. Chapman! Coș extraordinar al lui Chapman. 28 de puncte înscrie Chapman. Baker trage de 3. Baker ratează. Prinde Mandache. Faultat. Mandache la o recuperare de double-double. Are 9 mingi prinse și 20 de puncte marcate. Timp de odihnă. Timp de odihnă Dinamo. Și 7-62, 15 puncte în favoarea echipei gazdă, care nu mai poate rata calificarea în play-off. Contează foarte mult diferența din acest moment pentru Dinamo și pentru Voluntari, echipele care sunt la bătaie indirect pentru poziția a doua din grupa galbenă. ...20 de puncte, 9 recuperări Mandache. 23 la eficiență, încă un punct pentru Mandache. Fără greșeală! Fără greșeală Mandache! Trage Deloach! Greșește, prinde Spencer! Mandache! Faultat de Badiu! Misiunea dinamoviștilor devine imposibilă. Această probabil ultimă liberă de Deloach. 2 puncte, 80-64. Mandache dă drumul repede la minge. Chapman faultat de Baro. Din nou 2 libere.
distanță imposibil de recuperat. Sau, mă rog, hai să spunem, 99% imposibil de recuperat. Sunt 6 puncte, sunt 2 libere, sunt practic, dacă Chapman transformă o liberă, sunt 3 posesii. 3 posesii până la play-off în 33 de secunde. Să vedem. Cam Năsturescu trage de 3, ratează, Baro prinde încă o dată. Deloge trage de 3, Deloge marchează. 81-67. Fault aici. Sunt 14 puncte. Steaua 81, Dinamo 66. Singura șansă pentru Dinamo este să le rateze pe amândouă. Și Dinamo să înscrie coș de 3 cu fault, să bage și libera. Ratează Chapman. O înscrie pe cea de-a doua. 82-67, 15 puncte, 2 posesii. Deloge trage, Deloge prinde acum, Deloge și înscrie. Faul. 82-69. Trebuie să scape fără punct primit dinamoviștii și să marcheze coș de 3. Așa s-ar califica în play-off. Dacă Chapman ratează pe amândouă și Dinamo marchează coș de 3, intră în play-off. Marchează Chapman, sunt 2 posesii. Sunt 7 secunde. Nimic nu se mai poate întâmpla. 15 puncte în plus. Să vedem, Kemp trage de 3, Kemp, mingea intră. Suspansul se prelungește. Faultul lui Ioniță. ...84-72. De la și două libere. Sunt 12 puncte. ...13 puncte. Ratează, e minge pentru Dinamo, care are șansa unui coș de 3. Un coș de 3 le trimite pe amândouă în play-off. Kemp de la centru, aruncă și marchează! Uluitor! Uluitor așa ceva! Uluitor, 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 Dinamo intră în play-off cu o aruncare de la centru. Nu se poate așa ceva. Dinamo dă lovitura favorizată și de un mic ajutor al Stelei. Dinamo marchează o triplă colosală a lui Kemp de la centru, cu care face pasul către play-off. Absolut neverosibilă situație. Dinamo ajunge la 10 puncte, exact diferența cu care intră în play-off. Încă o dată, coșul magic al lui Kemp de la centru. Așa ceva nu se vede decât o dată la un deceniu, probabil. Coș de 3, Kemp și Dinamo
face pasul către play-off. Steaua câștigă grupa galbenă. Steaua câștigă grupa galbenă. Intră în play-off de pe poziția 7-a și va juca împotriva Clujului. Iar Dinamo prinde in extremis locul 8, misiune imposibilă rezolvată de Dinamo. Și Dinamo va juca împotriva câștigătoarei sezonului, CSU Sibiu. Incredibil, dar adevărat. Aplauze pentru ambele formații care au reușit să se califice în play-off. Rămâne acel coș absolut magic marcat de Kemp. Asta a fost partida, ăsta a fost derbiul, ultimul derby între cele două echipe în acest sezon. Ambele merg mai departe și vor încerca marea cu degetul în fața unor formații net superioare. Asta a fost partida din sala Mihai Viteazu. Sunt Emil Hosulon și jurnalist TVR, vă salut pe toți. La revedere, urmează două meciuri din Euroliga. Atât, la revedere.